Pacea Domnului Isus, dragi frați și surori, ne bucurăm să fim din nou împreună și în această seară. Mulțumim Părintelui Ceresc pentru această nouă ocazie, ca din nou să ne putem întâlni pe această cale a internetului, prin aceste mijloace de care Tatăl s-a îngrijit pentru noi și în aceste vremuri, ca, iată, din atâtea părți, într-un așa număr, care nu era posibil înainte niciodată să ne putem întâlni așa de des, iată, putem să o facem. Mulțumim Tatălui pentru această nouă ocazie și pentru toate ocaziile pe care ni le dă. Am dorit ca și în această seară să putem să mai pătrundem în planul său, să-i mai putem admira frumosul caracter, frumosul plan de mântuire în ceea ce privește omul, care va fi și subiectul central, obiectul împăcării, omul. Știți că suntem în volumul 5, împăcarea omului cu Dumnezeu. Vom începe adunarea noastră cu o cântare. Cântarea va fi 112. Dacă frate Nicolae ne auzi și se poate, da, mulțumesc. Deci căutați cântarea 112, o voi pune și pe ecran. Și apoi cu rugăciunea fratelui Nicolae și ajutorul Părintelui Ceres vom începe adunarea noastră de studiu din această seară.
Iubitul și scumpul nostru Tată Ceresc, izvorul vieții și al bucuriilor și al fericirii, care este la tronul tău de milă și îndurare, fii binecuvântat în veci. Părintele nostru Ceresc, Dumnezeul păcii, care ai scolat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, Marele Păstor al oilor, care ne-a tras la turma sa cu vocea sa blândă, cerească, veniți la mine toți cei întristați și împovărați și veți găsi odihnă. Îți mulțumim de această odihnă, Părinte Sfânt, anticipată față de odihna care ne vei da-o la sfârșitul căii noastre, dacă vom fi credincioși. Îți mulțumim de tot harul și de toată binecuvântarea care ți-a revărsat-o peste poporul tău de legământ din vremurile străvechi și până astăzi. Îți mulțumim, Părinte Sfânt, de aceste ocazii minunate pe care tu ne le-ai deschis prin Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a întors a doua oară cu mari binecuvântări, pe care noi încercăm să le apreciem, de care lumea se bucură, dar încă nu poate să le apreciază. Dar îți mulțumim, Părinte Sfânt, că ești atât de bun și îndurat și ne dai ocazii atât de minunate ca și cea de această seară, ca să ne înveselim, să ne bucurăm, să ne încurajăm și să aducem ție și Domnului Iisus slavă și mărire, că ți se cuvine toată cinstea și toată slava și scumpul nostru Mântuitor, pentru marele tău sacrificiu și al Domnului Iisus, Fiul tău prea iubit, care s-a dat la moarte pentru noi păcătoși ca să avem viață. Te rugăm pentru frații noștri în suferință, pentru cei ce sunt în ispite, păzește-ne de cel rău și ajută-ne ca să rămânem sub aripile tale ocrotitoare până la ușa mormântului. În numele Domnului Isus te rugăm să binecuvântezi programul din această seară și pe frate și surorile care vor lua cuvânt ca să ne întărim unii pe alții în această sfântă credință și să aducem ție o jertfă de laudă și mulțumire. Și te rugăm să fie scrisă ca o carte de aducere aminte înaintea ta aceste întruniri ale noastre, așa slabe cum sunt și cum suntem noi de imperfecți. Dar prin meritele și jertfele și jertfa Domnului Iisus numai, încercăm, Doamne, să ne apropiem de lumina aceea orbitoare a existenței tale, căci noi nu putem să ne apropiem din cauza imperfecțiunilor noastre, dar avem speranță, toată speranța în Domnul nostru Isus, că dacă vom cere ceva de la tine, în numele Său vom primi. Te rugăm să ne dai credință, să ne dai iubire, să ne dai răbdare, umilință, ascultare de cuvântul tău, iubire de frați și de toți oamenii. Căci Tu ești Dumnezeul păcii, Dumnezeul cărui har. Îți mulțumim, Părinte Sfânt, și te rugăm, ajută-ne în numele Domnului Isus. Amin. Amin. Mulțumim, frate Nicolae, pentru serviciul tău. Mulțumim încă o dată Domnului pentru această nouă ocazie și cu ajutorul lui. Aș dori să trecem la studiul nostru, volumul 5, pentru cei care doresc să urmărească, de la pagina 346, chiar paragraful care începe jos. Voi da citire la câteva paragrafe și apoi vom încerca să avem o discuție pe marginea celor citite. Aici, desigur, cu argumentări din Cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, în ceea ce privește acest subiect central, obiectul împăcării, omul. După ce vă amintiți că data trecută am văzut că
în diferite locuri din Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, moartea este asemănată cu un somn. Tot în această idee continuă autorul aici, ca să fac această introducere, ca să ne dăm seama, poate că cine n-a cunoscut, când așa, dintr-un punct în care nu este o idee, fiecare să-și face o idee generală despre ce moarte este o perioadă de inconștiență în mod atât de complet, încât cei treziți nu vor fi conștienți de trecerea timpului. Într-adevăr, somn este numai un termen acomodat, fiindcă în realitate morții sunt morți, complet nimiciți în afară de faptul că înțelepciunea lui Dumnezeu le păstrează identitatea și a decretat prin Hristos trezirea lor, reorganizarea și resuscitarea lor. Iar aceasta va fi de fapt o creere din nou, o manifestare a puterii divine, mai mare decât a fost creerea inițială a lui Adam și a Evei. Va fi crearea din nou a 50 de miliarde în loc de două persoane. Va fi reproducerea unei infinite varietăți în loc de una. Numai Dumnezeul nostru posedă asemenea înțelepciune și putere omnipotentă. El este în stare și vrea să înfăptuiască. Unul din beneficiile care rezultă din permisiunea răului este faptul că eradicarea lui va manifesta toate trăsăturile caracterului divin așa cum altfel n-ar fi putut fi manifestate și cunoscute. Dreptatea divină va străluci înaintea îngerilor și a oamenilor, la fel iubirea divină, la fel puterea divină și în final înțelepciunea divină în pregătirea și permiterea unei astfel de manifestări a caracterului lui Dumnezeu va fi văzută și de asemenea posedată de toate creaturile sale. Mărturia scripturală cu privire la necesitatea unei învieri din morți este foarte clar și explicită. Și cum ar putea fi o înviere a morților dacă nu sunt morți? Și după cum susțin unii, toți cei ce par a muri sunt mai vii ca oricând, contrazicând astfel cele cinci simțuri ale oricărei ființe inteligente, precum și declarația clară a Scripturii, că pentru cel care este împreună cu cei vii, este nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, chiar și cei mai puțin inteligenți, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și amintirea îi se uită, în mod foarte general, spune paranteza. Și dragostea lor, și ura lor, și invidia lor de mult au și pierit. Și ei niciodată, și aici din nou avem o paranteză, în ebraică, termenul olam, o perioadă lungă, nedefinită, nu vor mai avea parte sau interes, zice paranteza, de tot ce se face sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, și aici, căci locuința morților, nota de la subsol ne spune că această expresie, locuința morților este din cuvântul Sheol, care ce înseamnă starea sau condiția morții în ceea ce privește sufletul în contrast cu groapă, mormânt pentru un corp mort, care în ebraică este Geber. Vezi Psalmul 30:3, 49:15, 89:48, unde Sheol este redat groapă în limba engleză, zice nota editorului. Vezi Cronici 34:28, Iov 10:19, Psalmul 5, unde Geber este redat mormânt. Sufletul Domnului nostru a mers în Sheol. Psalmul 16:10 și Fapte 22:27. Dar groapa Geber, mormânt, groapa lui a fost rânduită împreună cu cei răi și cu cel bogat. Isaia 53:9, închei citirea notei de la subsol.
Deci tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, și paranteza zice sufletul, ființa simțitoare, ce merge acolo, sufletul, ființa simțitoare, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune. Eclesiastul 9, 4 la 10 și Isaia 20, 10. Așa distrugi tu speranța omului în el însuși, îl urmărești într-una și se duce. Îi schimonosești fața și apoi îi dai drumul. Dacă fiii lui ajung în cinste, el nu știe nimic, dacă sunt înjosiți, habar n-are. Iov 14, 19, 21, Isaia 16. Să remarcăm semnificația cuvintelor apostolului în renumitul său tratat despre înviere din 1 Corinteni 15, 12 la 54, el spune: iar dacă se vestește că Hristos a înviat dintre cei morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă morții nu sunt morți și mai vii ca oricând, atunci nici unul nu este mort și desigur că n-ar putea fi nicio înviere a morților. Apostolul n-a susținut o astfel de teorie, ci chiar contrariu, că morții au pierit la fel ca animalele dacă Dumnezeu nu i-ar învia. Iar speranțele noastre pentru ei sunt speranțe zadarnice, dacă n-ar fi speranța învierii. Să remarcăm bine fiecare cuvânt al acestei argumentări convingătoare făcută de către unul dintre cei mai mari logicieni ai pământului. El spune: dacă Hristos n-a înviat, ci este încă mort. Și dacă Hristos n-a înviat, ci este încă mort, atunci într-adevăr este zadarnică propovăduirea noastră și este zadarnică și credința noastră. Pentru că un Hristos mort n-ar putea ști nimic și n-ar putea ajuta pe nimeni, zice paranteza. Ba încă suntem descoperiți și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu. Suntem înșelători răi în loc de ambasador rânduiți divin, zice paranteza. Fiindcă a mărturisit cu privire la Dumnezeu că a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dar este adevărat că morții, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Să se observe că apostolul nu insistă în argumentarea sa în privința unei înviere a corpului, ci în privința unei înviere a ființei sau a sufletului, că sufletul lui nu va fi lăsat în Sheol, în Hades. Fapte 2 cu 31 și 32. Dacă Pavel susținea teoria populară din zilele noastre cu privința, în privința învierii, el ar fi spus ceva cam așa: unii dintre voi vorbiți despre o înviere a corpului ca și cum ar fi o problemă importantă, dar de fapt corpul este o povară, o piedică, o închisoare pentru suflet, care se simte cu mult mai bine când este eliberat. Învierea corpului, oricând ar veni, ar fi o calamitate și ar implica o încătușare din nou a sufletului și o limitare a puterilor lui. Apostolul n-a spus nimic de felul acesta, fiindcă ar fi fost contrar adevărului. El a învățat o înviere a sufletului sau a ființei simțitoare din stare de inconștiență, din moarte, dar a negat învierea corpului care moare zicând: ce semeni, semeni, nu trupul care va fi. Apoi, la învierea sufletului sau ființei, în paranteză, Dumnezeu îi dă un trup, iară paranteza, nou, după cum voiește, și fiecărei fel de semințe îi dă un fel potrivit de trup al ei. 1 Corinteni 15, 37 și 38. Masele omenirii de sămânță sau fel uman vor primi corpuri umane, dar nu aceleași corpuri care s-au prefăcut în țărână și ale căror fragmente sau atome au trecut în organisme infinitezimale, vegetale și animale. Adică s-au descompus, cu alte cuvinte. Biserica va primi corpuri spirituale ca și cel al Domnului lor înviat și complet diferite de corpurile lor pământești, așa încât apostolul declară: ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este, nu cum a fost. 1 Ioan 3 cu 2. Mă opresc aici din citire. Am parcurs o bună bucată de studiu. Nu ne vom mai axa asupra aspectelor
trecută vis-a-vis de cum este asemănată moartea ca fiind un somn, ci ne vom duce spre un alt aspect care, din nou, este foarte greșit înțeles de către foarte multă lume, din foarte mulți creștini chiar, care citesc Scriptura și totuși au idei foarte diferite și foarte colorate referitoare la aspect, și anume care de sau cine merge și unde la moarte. Adică ce moare de fapt? Am stabilit că sufletul moare, dar unde merge și ce este acolo conform Scripturii? Pentru că foarte multă lume înțelege foarte dificil și foarte greu acest aspect. Și de aici au ieșit tot felul de speculații și tot felul de idei, care mai de care mai năstrușnice. Dar conform Scripturii, am văzut dățile trecute, nu mai revenim, sufletul care păcătuiește, adică sufletul este cel care moare ființa, dar totuși, haideți să vedem ce arată Scriptura, unde merge acest suflet, această ființă și ce este acolo, unde merge ea. Din ceea ce am citit aici și implicit textele scripturale care au fost și care mai pot fi aduse pe marginea acestei chestiuni. Da, vă rog să aveți curajul să lui la. Da, sora Năstafa, te rog. Da, dar un mic anunț, frate Daniel. Cu multă întrerupere se aude adesea, dacă se poate să faci ceva, dar nu-i mai. Și vreau să răspund la ce ai zis. Ce moare? Unde mere? Ce merge în groapă sau în mormânt sau în Seol? Ființa simțitoare inteligentă. Când viața s-a stins, indiferent accident, boală sau altceva, acel suflet viu e mort. Puterea care, energia care e dată de la Dumnezeu, mă rog, spiritul, puterea de viață, e stinsă, cum s-ar zice, merge la Dumnezeu și corpul merge în pământ. Și ce știi? Nimic nu se știe acolo. Nici știință, nici dacă îi merge bine la familie, ori rău, îți grăi de rău, ori de bine, absolut nimic, zice Scriptura, nu se știe acolo. Mulțumesc! Da, mulțumim. Da, așa este, așa cum am văzut diferitele scripturi. Iată, vedem, chiar discutam cu cineva care spunea, păi oricum nu știm noi ce e acolo, că nu veni nimeni de acolo să ne spună și a rămas foarte surprins când i-am spus că cineva a fost acolo și a venit și ne-a lăsat pe paginile Scripturii ceea ce se întâmplă cu morții și așa mai departe, și sigur că acel a fost Domnul nostru Isus care a biruit moartea și, așa cum vom vedea și în continuare, prin învierea sa a garantat viață din morți, învierea morților. Da, frate Cornel Mureșan, te rog. Pacea Domnului, mulțumesc, frate. Pace. Dacă ne întorcem în Eden, Tatăl Ceresc, când l-a condamnat pe om, ne-a spus: din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Dar ce moare? Conștientul omului moare. Adică, cum să-i spun eu, simțul omului. Cele cinci simțuri nu le mai are. Corpul, când a încetat viața, suflarea de viață a ieșit din el trebuie îngropat, că alea cinci simțuri nu le mai are. Și el de aici încolo nu mai știe nimic, cum zice în Eclesiastul, că ce îi vii. Știu că vor muri, dar el mort, nu mai știe nimic.
În mormântul unde te duci, nu-i știință, nu-i înțelepciune, nu-i lucrare, nu-i nimic. Deci, conștientul, după părerea mea, asta moare, care îi zice suflet, bineînțeles. Mulțumesc! Da, deci ființa conștientă, ființa simțitoare, iată, vedem că este cea care moare, se duce în locuința morților, unde am văzut, așa cum arătau și frații și arăta și autorul aici și câteva scripturi foarte importante. Deci, iată, în locuința morților nu este nici știință, nici pricepere. Acolo se odihnesc toți cei sleiți de puteri și așa mai departe, în conformitate cu ceea ce am văzut și data trecută, cum este asemănată moartea cu un somn. Și am văzut data trecută în ce sens poate fi moartea comparată cu un somn. Printre care și acest aspect, amintit chiar și aici la începutul paragrafului, că în acest somn, zice fratele Rusel, autor aici, în acest somn sau moarte, cum o numim, cum este o perioadă de inconștiență în mod atât de complet încât cei treziți nu vor mai fi conștienți de trecerea timpului. Deci iată, te-ai culcat și te-ai trezit poate după 3-4 ore sau poate chiar 6-7 ore și când te trezești zici, o fi trecut câteva secunde. Și când te uiți la ceas, e dimineață sau e cândva noapte la câteva ore. Nu ai avut niciun fel de cunoștință acolo. Da, frate Ghițătoșa, te rog. Pacea Domnului. Pace. Mie mi se pare foarte clar și ușor de înțeles învierea și moartea. Sigur că, așa cum s-a explicat și explică minunat fratele Pavel în 1 Corinteni 15, moartea, cum ne spune și Eclesiastul, mortul nu știe nimic. Moare corpul, care este denumit și suflet. Acesta moare. Cu toții am văzut om mort, el nu știe, el nu simte, el nu vede, el nu aude, simțurile nu le mai are. Dar vreau să accentuez aici faptul că poate că cei mai mulți creștini cred că Domnul nostru Iisus a înviat cu acela corp care a murit. Nu este așa. Apostolul ne explică atât de frumos și minunat. Zic că ne ajunge încă. Cum? Continuă, că s-a deschis un microfon din greșeală, l-am închis. Deci, așa cum o sămânță o punem, indiferent de ce, grâu sau cartof sau ce o punem, aia nu iese care o punem noi în pământ. Și cartoful, dacă toamna îl găsim așa cum l-am pus, ala nici nu este bun de nimic, și nici nu o dat viață, dar din ăla trebuie să iasă unul altul și pe diferite căi și nu îi explic eu acum amănunte aici pentru că nici nu vreau să lungesc, dar încă o dovadă mai aduc care este atât de minunată tot în legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos. Păi e foarte simplu, dacă Domnul nostru Iisus Hristos ar fi înviat corpul care a murit, el nu mai putea intra, chiar dacă ușa era încuiată, să zică pace vouă. Pentru că înainte de moarte el nu a putut face aceasta.
Și atunci se poate foarte clar observa că nu a fost corpul care a murit, că a fost un corp nou, care a fost spiritual, care după 40 de zile s-a ridicat la cer și multe alte lucruri aș putea spune, dar vreau să las și altora, să nu fiu egoist. Vă rog să mă scuzați că poate am vorbit mai lung. Mulțumesc! Nu-i problemă, frate Ghiță, mulțumim! Da, deci iată încă câteva aspecte chiar în această direcție. Da, frate Gheorghe Drăgan, te ascultăm, frate Gheorghe. Da, dacă poți să-ți deschizi microfonul. Da, sau poate mâna ridicată numai din greșeală, sau nu reușește fratele să-și deschide mâna, până să-și deschide microfonul, pardon. Până atunci altcineva, dacă mai dorește aici să intervină în legătură cu aceste aspecte care au fost amintite în referitoare la ce moare am văzut, unde se duce, ce este acolo. Iată ce ne spune Scriptura. De ce spune omul? Da, sora Mureșan, te ascultăm. Pacea Domnului la toți frații și la toate surorile. Am dat versete de la Iov 7 cu 9 și cu 10. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. Mulțumim! Da, mulțumim, soranuță! Da, dacă altcineva mai dorește aici să mai completeze ceva sau să întrebe ceva, să aducă încă ceva dovezi, dacă în legătură cu cu acestea pe care le-am amintit până aici, referitoare la ce moare și unde se duce și ce este acolo. Aici s-a folosit, am văzut că în nota de la subsol este folosit în locuința morților sau Sheol sau Hades, care de multe ori greșit fiind traduse, ele au denaturat foarte mult planul lui Dumnezeu sau multe lucruri referitoare la unde se duce omul după ce moare. Și atunci mulți au spus să mergem din aceste cuvinte, Sheol, Hades, au spus că merge în iad, cei răi, cei buni merg în rai și așa mai departe. Dar oare ce înțelegem prin aceste cuvinte? Sheol, Hades. Da, frate Nicolae Zoicaș, te rog. Acum, fraților, pentru că lucrurile sunt simple, a zis fratele Ghiță, nu-i greu de înțeles deloc, numai că noi am fost învățați foarte încurcat. De diferite învățături, care de care mai sofisticate și grele de înțeles. Dar cuvântul lui Dumnezeu e foarte simplu. Atunci când Dumnezeu ne-a creat, prin părinții noștri, sigur, mă refer la Adam, din pământ l-a făcut, și acest pământ nu e vorba de pământ de făcut cărămiz. E vorba din elementele pământului din care le găsim pe tabelul periodic ale elementelor de Mendeleev, pentru cei ce au studiat un pic de fizică și chimie. Deci omul e făcut și are în el compozițiile chimice care le are pământul. Și el se duce înapoi acolo. Putea să nu ajungă acolo dacă asculta. Dar dacă nu asculta, el a murit. Așa cum eu am avut un aspirator care a funcționat foarte bine până eu i-am stricat motorul. Când i-am stricat motorul, nu mai funcționa aspiratorul și o trebuie să-l arunc la reciclare. Aceea îl duc înapoi la fabrică, îl toptesc
fac alte piese, eu trebuie să cumpăr alt aspirator. Așa e și omul, ființa simțitoare, sufletul. E ființa simțitoare, așa. Ea funcționează cu curentul lui Dumnezeu, nu cu curent electric. Aceasta vrea să zică suflarea de viață. Nu că doar eu suflat cu gura Dumnezeu în gura omului. Suflare de viață. Dar i-a dat o putere cu care să-l poată să se miște omul. Și când el a murit și noi murim, puterea aceea se întoarce la Dumnezeu, așa cum se oprește, se întoarce înapoi curentul cu care noi ne folosim în casă. Am stins becurile, am oprit aparatele, curentul s-a dus înapoi la uzină. E foarte simplu și noi nu știu de ce n-am înțeles lucrul acesta. Dar acum mulțumim lui Dumnezeu că înțelegem un pic mai bine. Vă mulțumesc, amin. Da, mulțumim, frate Nicolae. Așa este, da, este foarte clar, dacă, pentru cine este clar, dacă ne aplecăm sârguinos și plin de Duhul lui Dumnezeu asupra acestor aspecte, sigur că ele se înțeleg, dar sigur că, așa cum amintea fratele Nicolae, mulți dintre noi, nu toți, în care s-au născut în familii de credincioși, care n-au de la început avut aceste, sau nu le-au fost implantate în minte aceste idei greșite, dar marea majoritate sigur că au pornit cu o privire greșită asupra acestor aspecte și sigur că acum poate când ne uităm, a, păi acestea sunt lucruri banale, deja lucruri pe care le înțelegem ușor, dar să știți că nu pentru toți din omenire stă, adică pentru marea majoritate lucrurile nu stau așa. Este o problemă destul de delicată care creează mari probleme și mari se gândesc mult la aceste lucruri, mai ales pentru cei care își pierd pe cineva drag și își pun problema unde o mărzi el, ce se întâmplă cu el, dacă suferă, dacă e cal, dacă e frig, dacă și așa mai departe. Dar iată, vedem că Scriptura ne dă foarte multe lucruri în această direcție care ne fac să stăm liniștiți și încrezători în marele plan al lui Dumnezeu. Frate Liviu, te ascultăm. Da, mulțumesc, frate. Dan, vreau să spun că cuvântul grecesc Hades este identic cuvântului Sheol din limba ebraică. Idem, odinioară cuvântul iad românesc. Era identic cu groapă mormânt. Ei, acum când ne uităm la bucățica dulce pe care diavolul a fabricat-o cu iadul și cu sufletul nemuritor, sigur că această bucățică, dacă o ar pierde unica aceștia, vă imaginați că tot fundamentul credințelor ar trebui dărâmat. Și ce să facă? Nu au. Sau mă gândeam la o caricatură pe timpul fratelui Russell, în care fratele Russell era arătat într-o caricatură ca și un pompier care a îndreptat jetul de apă, deci apa cuvântului Dumnezeu, spre iad și o stâns focul din iad. Deci așa era privit fratele Russell la vremea respectivă. Sigur că noi n-am fi putut. Domnul a folosit un mijloc prin care să ilumineze pe poporul său și să iasă din acel întuneric atât de degradant în care omul ajunseseră. Și când ne uităm la sistemele acestea, ce profit realizează pe baza că morții nu sunt morți. Vă imaginați? Dacă ar recunoaște, totul s-ar duce pe râpă. E o economie. Mulțumesc! Da, este un aspect foarte adevărat și foarte, care a luat o foarte mare anvergură, chiar acest aspect a urmăririi unui câștig din toate aceste lucruri. Da, așa cum amintea, revenind la ceea ce amintea fratele Liviu, deci iată, am văzut aceste două cuvinte, ebraicul Sheol și grecescul Hades, în românește a dat cuvântul iad, un cuvânt sau un concept chiar a devenit acesta,
foarte drag multor păstori, multor învățători, acest aspect al iadului, care deși am văzut că nu este altceva decât traducerea de multe ori greșită sau tendențios făcută a groapă sau locuința morților. Nu vei lăsa sufletul lui, îmi amintesc de Faptele Apostolilor, capitolul 2, când vorbește de sufletul Domnului Iisus în Sheol sau Hades sau locuința morților. Nu vei lăsa sufletul lui unde? În locuința morților. Și atunci asigur că, dar vedem că omul le ia cum îi place, unde îi se potrivește această sintagmă și acest aspect de iad, așa în înțelesul general al cuvântului, îl ia așa, unde nu, e locuința morților. Dar vedem că e una și același lucru. Da, frate Ghițătoșa, te rog. Da, frate Ghiță, te ascultăm acum. Da, mă iertați că iar interviu. Eu folosesc Biblia Cornilescu, traducerea Cornilescu, și nu am găsit în ea cuvântul iad. Mulțumesc. Da, mulțumim, frate Ghiță. Da, așa este, diferite traduceri, dar conceptul pentru mulți rămâne. Deci, iată, dacă cineva mai are ceva de adăugat sau de întrebat, vă rog. Da, dacă nu, iată, am putut vedea că în omul după ce moare, unde merge? Într-o stare, în locuința morților, în care nu este nici știință, nici pricepere, nu este nimic. Și iată, este, din acest punct de vedere, moartea este asemănată cu un somn. După care, mai departe, tot aici în textul citit, am văzut că remediul sau opusul morții sau ieșirea din locuința morților este ce? Învierea morților. Apostolul Pavel, așa cum este amintit aici și dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 15, face o mare apologie asupra acestui aspect al învierii morților. Și acum se pune întrebarea, deci văzând acest aspect, de ce a fost nevoie atunci să facă apostolul Pavel așa de lungă apologia asupra învierii morților? Și dacă este nevoie și astăzi de această apologie asupra învierii morților? De ce a fost nevoie atunci să facă această pledoarie lungă apostolul Pavel pentru asupra acestui aspect al învierii morților? Și dacă mai este și astăzi nevoie de această pledoarie a Scripturii asupra acestui subiect a învierii morților? Da, vă rog. Dacă cineva are aici. Da, frate Liviu, te rog. Mă gândesc, frate Dan, că la vremea respectivă știm că Saducheii era o partidă care susținea foarte vehement faptul că nu există o înviere a morților și de fapt nu există nici înger. Deci, ca atare, Apostolul Pavel întâlnea adesea pe teren asemenea aspecte, apoi mergând printre neamuri. Deci a întâlnit, iată, urmașa unor învățați greci care susțineau nemurirea sufletului, nemurirea omului și combăteau învierea ca ceva imposibil. Deci Pavel s-a văzut simțit din acest punct de vedere sau dator din acest punct de vedere să sublinieze acest subiect, gândindu-ne la timpurile noastre. Vai cât de necesar este acest subiect. Probabil că
E o mare binecuvântare pentru noi când avem, deși moartea nu-i ceva de dorit, dar la mormântări trebuie accentuat acest aspect unde e foarte mult, să spunem așa, o stare de dejale în care omul e pregătit să primească mai ușor sau mai repede cuvântul lui Dumnezeu, inima. Și deci cred că este o binecuvântare deosebită să amintim de câte ori deci avem asemenea evenimente acest aspect. Mulțumesc! Poate că să mai pot spune. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu! Da, deci iată, așa este. Deci și atunci sau și acum, ca și atunci, poate acum în timpurile noastre, chiar dacă nu în mod direct, chiar, dar și sunt cei care în mod direct afirmă că nu va mai fi, nu se mai poate ca morții să învie, dar chiar prin aceste idei greșite și aceste neînțelegeri ale cuvântului lui Dumnezeu sau înțelegeri greșite în ceea ce privește moartea, vedem că dacă nu moare, ce să mai învie, nu? Că indirect, deci dacă cineva susține nemurirea sufletului, adică dacă ființa nu moare, atunci ce să mai învie? Nu? Deci iată, dacă atunci în mod direct spuneau nu va fi o înviere a morților, iată acum atât în mod direct cât și indirect se susține această eroare că morții nu învie. Da, dacă altcineva mai dorește aici completări sau referitor la acest aspect al învierii morților, de ce a fost necesar, de ce este necesar această sau de ce este important acest subiect al învierii morților. Da, sora Viorica Dumitru, te rog. Da, frate, mulțumesc. M-am gândit la un verset din Romani 4:17. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Viorica. No, dacă cineva mai dorește aici să mai completeze ceva, vă rog. Deci iată, apostolul Pavel, vedem că face această pledoarie destul de lungă și destul de solidă pentru acest eveniment extraordinar care va fi învierea morților. Vedem de ce a fost nevoie atunci, de ce este nevoie astăzi și sigur că vedem similitudini între curentele care erau atunci și care sunt și astăzi. Sigur, cu deosebirile de rigoare care sunt între ele, timpul de atunci și timpul de acum. Da, sora Anastafă, te rog. Fugi mintea, frate Daniel, la Romani 11, unde enumără apostolul Pavel pe eroii credinței și sfârșește cu pledoaria și toți aceștia au murit și n-au primit ce le fost făgăduit. Păi dacă îți mai vii ca și înainte, atunci înseamnă că o primit. Nu, ei n-au primit încă ce au fost păgăduit pentru că Dumnezeu avea ceva în vedere pentru noi, ceva mai bun, sau alegerea bisericii. Și s-a atâtea dovezi. Cum ai zis tu, nu-i ușor, mai ales după ce ești îndoctrinat în niște idei atât de falsă și legat de ele, e foarte greu, pentru că și Scriptura în unele cazuri, sufletul se duce la Dumnezeu, nu vezi că avem dovadă. Apoi vine cu pilde, cu anumite pilde, vai, dar ce marge, spune-i să-mi dăie. Nu e ca pilde, e ca literal. În unele, în Apocalipsa, fratele George, toți au zis că nu, în Apocalipsa îi. Moartea Hades, adică moartea a doua. Și le-a interpretat pentru că vrăjmașul a urmărit lucrurile astea și a atins acolo unde au avut câștig de cauză. Dar tatăl își duce planul la îndeplinire și când or vedea și or pune mâna la gură și or zice ce mare ești, ce mare este stăpânul nostru. Mulțumesc!
Da, mulțumim, sora Năstafă. Da. Da. Ce-o spus la Năstafă la evrei, nu la romani. Da. Bine, da, la evrei, capitolul 11. Bine, mulțumim. Altcineva, dacă aici mai dorește să facă ceva completări sau să întrebe ceva referitor la acest aspect? Da, frate Liviu, te ascultăm. Cât de ilogică este gândirea acestor oameni cu sufletul, că să duc acolo. Ne întrebăm, potrivit lui Ioan, capitolul 3, versetul 13, unde Domnul Iisus este cuvântul lui. Și nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, fiul omului care este în cer. Acum, întrebarea este, câți ani s-au scurs de când Adam a păcătuit? 4128 de ani. În 4128 de ani a fost atâția credincioși. Cum de niciunul Domnul Iisus nu-l amintește că e acolo în cer? Că nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât. Păi cum e asta? Dacă ar citi Scriptura acești oameni și i-ar interesa cuvântul lui Dumnezeu să nu se uite după datinile și obiceiurile și șarlataniile și înșelătorile celui rău, sigur că ar putea găsi foarte bine adevărul. Dar nu cugeta la aceasta, ci sunt, să spunem așa, îndreptați într-o singură direcție. Suflet nemuritor. Mulțumesc! Da, și tot în această idee mi-amintesc de cuvintele apostolului Pavel la încheiere, când el spune printre altele, după ce spune lupta bună am luptat, credința am păstrat, acum mă așteaptă cununa care mi-o va da Tatăl în ziua aceea. Nu zice mi-o va da Tatăl, nu știu, astăzi sau imediat, ci mi-o va da Tatăl în ziua aceea, în care în ziua răsplății, în ziua învierii morților, iată, vedem că nu, sigur că acum, dacă știm cu toții acea virgulă sau acel lucru în care Domnul Iisus îi spune tâlharului, chiar astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai, dacă luăm virgula sau o punem tendențios în altă parte, sigur că așa ne putem crea tot felul de dovezi, că iată, Domnul Iisus ar fi spus că chiar în ziua aceea tâlharul va fi cu el în rai. Dar problema este că apostolul spune că el nu a mers în rai, spune că a mers în locuința morților. Și de acolo a venit, nu coborât din rai, de acolo, din locuința morților, a fost înviat. Da, frate Iacob Buga, te ascultăm. Mai au un verset pe care se bazează și aș vrea să vorbim puțin despre el. Acolo în Apocalipsa, nu-mi vine acum în minte, unde zice că sufletele spatați până când Doamne mai se povești. Deci dacă am putea vorbi puțin la versetul ăsta, că zic, ia uite, vezi, sunt acolo și zvi. Mulțumesc. Deci, mai zi o dată, te rog, cum zice versetul ca să-l putem găsi? Sufletele care strigă de sub altar. Ah, da, da, da. Da, știu, este acest aspect. Sufletele care strigă. A, da, deci cineva a pus aici Apocalips 6 cu 10. Haide să vedem, Apocalips 6 cu 10. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru asupra celor ce locuiesc pe pământ. Și versetul 9, da, zice, și când a rupt pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor care fuseseră înjunghiați din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o ținuseră. Da, și eu în discuția odată cu cineva zicea, uite cum că sufletele stau sub altar și ele strigă. Deci o dovadă este într-adevăr aceasta pentru ei, referitor la faptul că sufletul este nemuritor. Da, dar așa, câteva cuvinte, dacă cineva ar vrea să spună cum, în ce fel aceste suflete, ce sunt aceste suflete și cum ele strigă.
Dacă cineva poate, dintre frați, surori, vă rog, dacă... Că mulți ar putea folosi, desigur, acest text ca și o dovadă că, uite, sufletele sunt nemuritoare și ele strigă. Da, dacă cineva... Da, frate Liviu? Da, mulțumesc. Aici nu este imaginea pe care unii și-o închid. Aici se arată, de fapt, starea celor care sunt consacrați lui Dumnezeu, care au probleme, au încercări, au greutăți. Și ei se întreabă adesea, până când, stăpâne? Până când de se va completa numărul de 144.000? Toți aceștia, deci, ei stau în starea de altar. Și ne aducem aminte când intrăm în curte, acolo ce vedem? Deci altarul de la ramă și ce era pe altar. Jertfa mai întâi a vițelului, apoi vedem jertfa țapului Domnului. Deci aceste aspecte le putem vedea acolo. Și imaginea este aici în Apocalipsa 6 exact aceasta, în care creștinul, deci consacrat lui Dumnezeu, stă în starea altarului și știm că consacrarea este ceva care trebuie să oarecum să ne consume ca și jertfa aceea de pe altar. Până când? Până când nu se vor completa numărul care trebuie să fie uciși. 144.000 care să nu mai aibă speranță pământești, ci să sufere în tocmai cum a suferit capul lor. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Liviu. Dacă altcineva mai dorește aici un comentariu sau un gând referitor la acest aspect, vă rog. Da, deci iată, sigur că dacă ne uităm pe paginile Sfintei Scripturi, noi nu întotdeauna, adică sigur nu întotdeauna Scriptura se înțelege numai literă. Asta este marea problemă a majorității creștinilor. Păi zice, scrie foc, scrie în Petru că foc, da, scrie, dar trebuie să vedem ce fel de foc, cum înțelegem textele în context. Și atunci asigur că nu întotdeauna sufletele care strigă ca și cum strigăm noi unul după altul sau unul spre celălalt. Da, frate Ștefan? Trebuie să citim cu atenție aceste versete, că știu că eu am mai amintit odată acest verset. Zice, când a rupt mielul pe ceta a cincea, a văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați. Păi dacă e suflet, cum e junghiat sufletul? Sufletul poate fi junghiat dacă e suflet. E ceva ce nu se vede, ce n-are corp, n-are nimic, da? Din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținusere. Și ei strigau cu glas tare, adică memoria acestora striga cu glas tare, stăpâne, până când? Păi zăbovi să răspund sângele nostru. Deci aici e două aspecte foarte, foarte, foarte diferite în acest sens. Deci nu sufletele, nu, dacă le s-o tăia capul, nu pot striga. Dacă e suflet. Ori dacă nu e suflet, nu e putut e capul. Deci ar trebui probabil să avem un descernământ acest mai serios. Nu putem lua numai faptul că strigă că a fost suflet. Dar păi dacă a fost suflet, cum e s-o tăie capul? Ori dacă sufletul este omul, înseamnă că eu tăie capul, că omul este sufletul. Deci Adam a devenit un suflet viu, eu fă tăie capul. Memoria lui și tot ce a avut el strigă. Adică rămân în atenția tatălui până când zăbovește să fie răzbunat sângele care a fost vărsat din pricina lui Iisus. Mulțumesc! Da, chiar autorul amintește acest aspect aici în textul citat. Iată că această memorie, această rămâne, nu trupul acela care se duce acolo, acesta va fi reconstruit. El va da fiecăruia un trup după cum va binevoi. Da, sora Năstafă, te rog. Interesant. Eu
plăcut logica. Vezi câtă importanță are dacă o mică nuanță, pe cum îi tăie capul, da? Nu ne omărți mintea la un alt verset. Dacă tot ai de ce lupta și aduci să susții Scriptura și ideea logică a bunului nostru tată, atunci zici alt verset. Păi sângele lui Abel strigă după răzbunare, are și sângele limbă, gură, ce exact. Ori în ce formă. Așa că trebuie vreo două, trei dovezi ca să fie convingătoare și să pui bază să le crezi. Așa numai poate fi interpretat greșit după cum și îi. Mulțumesc! Da, amintirea acestui fapt sau memoria lui Abel strigă din acest punct de vedere între ghilimele. Ce? Răzbunare. Da. Dacă cineva mai dorește aici să mai adauge ceva, vă rog. Da, se pare că dacă și tu, frate Buga, mai ai ceva de adăugat aici, acum frații au încercat să răspundă sau să aducă argumente referitoare la acest text. Nu, argumentele au fost chiar foarte bune și știu că s-a mai discutat subiectul ăsta, dar sincer am uitat și pentru mine e foarte bine că mi-am reîmpostat. Da, da, mulțumim. Deci iată, am văzut și chiar din acest text, dacă îl luăm așa rigid numai cum este el scris aici, zicem, așa să înțelege, așa cum aminteau frații și surorile, cum? Sufletul lui s-o tăie capul. Cum? Atunci ori suflet, ori ființă. Cum? Ori duh, ori ființă. Deci iată, vedem, sunt multe inadvertențe, dar așa cum s-au amintit, dacă luăm în acest sens lucrurile cum s-au explicat, vedem cum poate să strige. Da. Frate Ștefan? George, te rog? Sau Lucica? Da, referitor la întrebarea fratelui Iacob Buga, vreau să citesc din un verset din 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 6, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Adică cum ne omoară? Nu înțelegem, înțeleg eu. Mulțumesc. Da, da, privirea numai asupra acestor texte rigid în ceea ce privește așa e scris, sigur că pot să ne omoare în sens figurat, dar vedem că înțelegerea lor prin Duhul lui Dumnezeu pot să ne dea viață. Revenind la învierea morților, aș întreba, conform Scripturii, care este garanția tuturor, a noastră și a tuturor oamenilor, că va fi o înviere din morți? Care este garanția că va fi o înviere din morți? Tot Apostolul Pavel cred că tratează și acest subiect destul de clar. Și cred că este foarte important. Care este garanția noastră și nu numai a noastră, ci a întregii lumi, că va fi o înviere a morților. Da, sora Năstafă, te rog. Garanția cea mai de bază și puternică îi, dar trebuie să crești aici, că Domnul Iisus a murit și a înviat. Și noi credem, altfel nu garantează nimic, înseamnă că nici Domnul nu a murit și nici nu a înviat dară. Deci bază foarte puternică. Dacă Hristos a înviat, atunci și morții vor învia fiecare la rândul cetei lui. Mulțumesc! Da, este o bază puternică și singura bază sau singura garanție a învierii morților. Și Apostolul Pavel spune, dacă voi spuneți că nu va fi o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. După ce voi vă amintiți că la începutul capitolului el face chiar această pledoarie asupra morții și învierii Domnului Iisus și cum s-a arătat el, cui s-a arătat ca să facă chiar această dovadă
a faptului că învierea Domnului Iisus este una sigură și certă, nu este povești. Și atunci, făcând lucrul acesta și el spune, dacă spuneți că Hristos a înviat, atunci cum spuneți că nu va fi o înviere a morților, dacă nu va fi o înviere a morților? Nici Hristos n-a înviat. Deci vedem că Apostolul Pavel leagă acest fundament al învierii Domnului Iisus, care dă asigurări sau este ancora siguranței că va fi o înviere a morților. Acum nu vorbim noi detailat asupra acestei învieri, dar ca principiu cred că este foarte important de observat acest lucru. Da, familia Ilia, frate Gheorghe sau sora Mărioară, vă ascultăm. Da, citi câteva versete din 1 Corinteni 15. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare. Și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârca celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Mulțumesc! Da, mulțumim! Așa este. Deci Apostolul Pavel face o pledoarie foarte puternică asupra acestui subiect al învierii și leagă, cum am spus, de direct de învierea Domnului Iisus. Da, frate Aurel? Garanția învierei morților stă în declarația de netrăgăduită a lui Dumnezeu, a făgădinței lui, că va veni timpul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului Omului, spus încă din Eden, Genesa 3:15 și Ioan 3:16 ne spune că semânța femeii va zdrobi capul șarpelui și în Ioan spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu. De ce l-a dat? Nu doar să moară. A dat să moară ca să plătească prețul de răscumpărare, cum spune în Timotei, 1 Timotei 2:4-6. Deci, învierea Domnului este garanția că jertfa sa a fost perfectă, acceptabilă și astfel a înviat. Dacă n-ar fi fost jertfa perfectă, agreată, aprobată de Dumnezeu, atunci n-ar fi fost speranță. Dar speranța este în prețul de răscumpărare. Deci toate scripturile de la Genesa la Apocalipsa vorbește despre intenția clară și hotărâtă a lui Dumnezeu de a restaura neamul omenesc prin plătirea unei jertfe și apoi prin lucrarea de restaurare. Deci, învierea Domnului este garanția că va fi învierea morților cu toate celelalte declarații. Da, mulțumim, frate Aurel. Deci, iată, așa cum spunea și Apostolul Pavel și frații au accentuat și surorile în această direcție cu texte și că garanția învierii morților este moartea și învierea Domnului Iisus ca și o garanție. S-a amintit textul din Ioan, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului Omului și vor ieși afară. Nu intrăm în detalii, cei ce au făcut binele pentru învierea vieții, iar cei ce au făcut răul pentru învierea judecății sau pentru judecată. Nu mai intrăm acolo în detalii, dar pentru că principiul rămâne și este acesta. Dacă Hristos a murit și a înviat, atunci va fi și o înviere a morților. Apostolul Pavel, de-a lungul epistolelor sale, avea mult de luptat și s-a luptat mult pentru această credință. A fost în stare să sufere, bătaie, temnițe și așa mai departe, chiar pentru această mare minune sau mare lucru care va fi învierea morților. Și pentru aceasta chiar el spunea că
este gata să suferă, pentru că spunea și propovăduia această înviere a morților. Dacă cineva aici mai are ceva de adăugat sau de întrebat, vă rog. Dacă nu, haideți să, că oricum ne apropiem de final. Ultima întrebare la care să medităm și să încercăm să dăm câteva răspunsuri. La înviere, conform Scripturii, ce înviază? Ce înviază conform Scripturii la înviere? Da, vă rog. Dacă cineva ne întreabă ce înviază la înviere, ce spunem? Trupul, ce înviază? Da, frate Aurel? Acum depinde ce înțelege cel care întreabă. Învierea, după cum am văzut, este diferită de trezire din morți. Dar, în general, noi folosim, se folosește cuvântul trezirea din morți ca înviere. Da, la acest aspect facem referire acum, da. Da, acum Apostolul Pavel vorbește despre aceasta tot în epistola lui către Corinteni, capitolul 15, unde spune, pentru cei care nu credeau și le spune nebun sau cel care nu gândește, ce sameni tu nu răsare tot ce sameni, seamănă ce iese din ce sameni, dar oricum ce iese din ce sameni este ceva care este asemănător. Deci învie ceva asemănător cu ce ai pus în pământ. Deci dacă a murit corp pământesc, va fi corp pământesc care va veni. Deci informația genetică sau identitatea, cu alte cuvinte, identitatea persoanei, aceasta este important. În aceasta este inclusă toate detaliile și a ființei și a corpului. După cum știm, când se prăbușește un avion, oamenii cercetătorii, cei care sunt interesați, caută cutia neagră, să zice, ca memoria avionului în care se auzi, se știe toate informațiile. Deci, ceva asemănător, am spus doar, așa Dumnezeu are, e suficient să aibă și astăzi, de fapt, lumea științei a descoperit că identitatea unui om este chiar în fiecare celulă din corp și chiar în păr. Deci o celulă poate să, acolo există toată zestrea informației despre caracterul acelui om, despre tot. Și pentru, dacă oamenii pot asta, cu cât mai mult Dumnezeu care ne-a creat. Oamenii de știință au descoperit ceva, dar ei nu pot produce nici cea mai mică celulă, nici vie, nici vegetală, nici animală, doar văd ceva. Dar cel ce ne-a făcut, cu atât mai mult poate să reproducă. Deci va fi readus înapoi ceea ce s-a dus, cu diferența că între cei care în prezent au fost chemați cu chemarea cerească și fac o schimbare de natură și prin concepere ei sunt concepuți la o natură nouă, spirituală, ei din momentul consacrării s-au angajat la moarte și practic ei din acel moment ei mor în fiecare zi, iar la terminarea vieții pământești, practic dacă s-au calificat, va învia noua concepere spirituală. Dar aceasta este o ceva special, deci nu toată lumea intră aici, restul, da, o excepție. Iar lumea care nu a venit în prezent și n-a făcut legământ, ei cum au murit? Ca oameni cu aceeași identitate, trăsături de caracter și fizionomie. Nu intrăm în detalii, așa cum s-a spus, că mai s-ar putea discuta, dar în esență, în principiu, e cam atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Frate Liviu? Da, frate Liviu, te ascultăm. Da, mulțumesc, frate Dan. Dacă ne ducem în Genesa 2 cu 7, este foarte clar. Acolo nu spune decât doar prin suflarea vieții, unirea cu corpul a dat naștere sufletului. Sufletul, ființa vie mișcătoare. Asta numește Dumnezeu suflet. Și dacă ne ducem în Psalmul 16 cu 10, aici în mod profetic se vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei lăsa ca preabitul tău să vadă putrezirea. Deci observăm aici, Domnul nostru Iisus, noi știm că a stat 3 zile în mormânt.
și că a treia zi, parte au fost din cele trei zile, el a înviat, deci ce a înviat? Deci sufletul, deci ce moare? Sufletul, ce va învia? Tot sufletul. Deci este foarte logică această chestiune. Mulțumesc! Da, mulțumim! Așa e, frate Petru, te ascultăm. Vreau să amintesc la ceea ce au spus și fratele Aurel și fratele Liviu. Mai vreau să adaug, trebuie să ne aducem aminte ceea ce spune Iov. Să fi dor de, ascunde-mă până îți va trece mânia și după aceea să fi dor de făptura mâinilor tale. Aici se vede că cel ce-i pământesc va învia. După cum a fost, după cum îi spune iară profeția Rahela care își plângea copii, nu mai plânge că copiii tăi vor veni, vei primi. Iată că e lucrare separată. Păi când cei al lui Hristos, frați cu Hristos, vedem că acolo e o înviere alta. Chiar pentru neam omenesc, sigur că el va veni faptura cum a fost, dar iar din nou care sufletul cum fă la creare. Vă mulțumesc! Da? Da, chiar textul de aici, de 1 Corinteni 15, 37 și 38. Ce semeni, zice, semenu trupul care va fi. Apoi, și paranteza ne spune, la înviere, la învierea sufletului sau ființei, Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește. Deci iată ce învie. Sufletul sau ființa simțitoare căruia Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește. Da. Frate Dan, nu pot să ridic mâna, nu știu de ce am o problemă. Da, te ascultăm, frate Florin, și dacă nu poți ridica mâna. Da, am vrut să răspund și la întrebările celelalte. Și da, dacă puneai microfonul și se rezolvă. Dacă îmi permiți, aș vrea să iau scurt de tot pe rând, că am vrut să intervin și acolo. Frumos a spus fratele Tarcea despre Apocalips 2:4. Că am văzut sufletelor celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus. Eu vreau să vă spun că cineva, departe de mine gândul ăsta, că știți ce cred, dar cineva ar putea să înțeleagă și invers. Să zic, am văzut sufletele, nu cărora li se tăiase capul, sufletele celor ce li se tăiase capul. Zice, li s-a tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus și sufletele lor s-au văzut. Deci cineva ar putea, dacă așa o chestie să le întoarcă și critic, să o gândească și așa. Dar, în fine, asta e o altă discuție. Numai atât am vrut să vă spun și nuanța aceasta. Cu privire la ce învie. Eu am studiat recent și voi știți mai bine, că eu sunt mai începător, în volumul 6, să vedeți ce scrie fratele Russell. Spune că oamenii, deci profeții vor învia ca și oameni perfecți, din toate punctele de vedere. Biserica, știm, cu omenirea. Omenirea va veni la viață cu același caracter care l-a avut și Domnul îi va da, chiar așa cred că scria, n-am acum chiar acum repede acces, un corp corespunzător. Un corp corespunzător pentru viață. Dar ce este cel mai important, cum sublineau și frații înainte, caracterul, cu același caracter, cu aceeași capacitate de stocare care au avut înainte, cu aceeași vine, cu aceeași informație, cu aceleași gânduri, cu aceleași preocupări și în timp se va modela, dacă se va modela, iar dacă nu, vor fi nimiciți și șterși. Pe scurt, așa, eu așa am văzut că prezenta fratele Russell. Cam ce ați spus și voi, dar așa am încercat să sintetizez. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Florin. Chiar aceasta este ideea în care moartea este asemănată cu un somn, în care în acest somn al morții nu este nicio modificare. Deci, în ceea ce privește omul, în general, ca principiu, deci cum copacul unde cade, acolo rămâne. Adică omul cu ce și cum se culcă în moarte, bineînțeles, acum să nu fim înțeleși strict în sensul cuvântului somn. Somn ca și este moarte, de fapt, dar este asemănată cu un somn. Da.
Frate Aurel, și un ultim răspuns sau intervenție în seara aceasta. Da, vedem că și la Domnul, care este pârga celor adormiți în Hristos, deci Domnul care învie nu ca ființă umană, și totuși și lui îi se folosește acest nume, și nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Deci știm că Domnul Iisus a murit ca om, dar a înviat ca spirit, a înviat în duh. Deci esența ființei oricăreia este numită, deci, suflet, o ființă inteligentă care mișcă, care suflă, dar nu cunoaștem cum suflă ființele spirituale. Totuși este folosit acest cuvânt și pentru Domnul, și dacă pentru El, este și pentru noi. Deci învie, practic, asta este, învie ființa. Ființa care a fost, fie că a fost o ființă umană sau o ființă concepută spirituală și calificată să se nască spiritual. Deci aceasta va fi. Și un gând interesant, Domnul a stat 3 zile în mormânt, tocmai ca să arate că plata păcatului este la toate timpurile, a fost în trecut, este în prezent și va fi și în viitor, întotdeauna va fi moartea. Dar în cazul omenirii, Dumnezeu a răscumpărat-o. Însă nu va fi la fel cu cei care deja au beneficiat de răscumpărare și dacă vor păcătuia de oară în Iuda, cred că, da, versetul 12 spune că unii sunt de 2 ori morți. Aceștia nu vor mai beneficia de altă ocazie. Da, mulțumim, frate Aurel, mulțumim Domnului. Iată că timpul se apropie de încheiere. Voi da citire înainte de a încheia la mana de mâine dimineață, mana de zi de mâine. Mâine este 8 iunie. Da. Frate Iacob Buga, ți s-a deschis microfonul din greșeală. Iacob Buga. Da, se întâmplă. Mana de 8 iunie. Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Iacov 5:20. Când vedem pe alții umblând pe căi interzise, pe căile păcătoșilor, să nu-i urmăm în acestea spre a-i scăpa, ci să le arătăm drumul bun, prin aceea că noi rămânem pe el și să-i chemăm să ne urmeze. Când vedem că unii se încurcă în doctrine și învățăturile oamenilor, despre care noi știm că sunt fundamental greșite, nu trebuie să facem eforturi să le aprofundăm pentru a le ajuta să iasă din ele, ci să le amintim că studierea oricărei doctrine care nu este în acord cu temelia nu este numai o întrebuințare greșită a timpului consacrat, ci este și greșit și periculos a lua cu ușurință lucrurile cunoscute ca greșite, după cum toate încălcările de conștiință și de principiu sunt periculoase. Mana de seară, 7 iunie. Dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu viclenia lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la simplitatea și curăția față de Hristos. 2 Corinteni 11:3. Este bine ca poporul Domnului să se străduiască, să trăiască o viață bucuroasă, mulțumind întotdeauna Tatălui în toate lucrurile și bucurându-se să fie socotiți vrednici de a suferi rușine, etc., pentru cauza lui Hristos. Dar după cum spune apostolul în altă parte, să ne bucurăm cu teamă, bucuria noastră să nu fie nechipzuită, mulțumită de sine, care ne-ar putea ademeni și ne-ar putea prinde în capcană. Bucuria noastră să fie în Cel care ne-a iubit și ne-a cumpărat și care este întotdeauna prezent cu noi, cel mai bun prieten al nostru și cel mai sincer îndrumător. Să ne bucurăm nu în sentimentele tăriei, curajului și înțelepciunii noastre proprii, ci în faptul că avem un Mântuitor și încă unul mare, care poate elibera în chip desăvârșit pe toți care vin la Tatăl prin El. Astfel Domnul să fie tăria, încrederea, scutul și pavăza noastră. Mulțumim Domnului și totodată rugându-L să ne ierte dacă în ceva și în această seară nu am fost după voia Lui, să ne dea înțelepciune ca tot mai mult să putem să
înțelegem care este voia sa, să-i putem înțelege caracterul, planul și sigur că în ceea ce am greșit îl rugăm să ne ierte. Vom încheia adunarea noastră din această seară cu o cântare. Cântarea din mană este 93, cântarea cu care vom încheia. Thank you.